În perioada aceasta au loc zilele internaționale ale frumuseții. Care au fost sărbătorite în București, evident, cu make-up artiști, ateliere, pe scurt, inspirațional în ceea ce privește trendurile de machiaje, coafiuri, tratamente estetice, coma, țineți minte, da? Iar printre invitații așteptați cu nerăbdare a fost și Denis Kartashev, un cunoscut make-up artist rus. El a venit practic la București direct de la Paris, acolo unde a machiat supermodelele care au defilat pentru Dior. Конечно же, еще и о том, как подчеркнуть при помощи макияжа. E regula de aur. Așa ar trebui să înceapă orice machiaj. Pe un ten hidratat și îngrijit, orice machiaj va arăta impecabil. Mai ales că cele mai recente tendințe pun accentul foarte mult pe naturalețe. Очень много, конечно же, разных тенденций, совершенно разных, начиная от супер натурального макияжа, который вообще не видно или видно едва-едва, совсем чуть-чуть, до какого-то арта, где присутствуют блестки, где присутствуют яркие цвета, графика, то есть стрелки, какие-то аппликации. И фиолетовый – это вечно модный цвет. И мовом, если окуляры, мерео ла мода. 20 лет я визажист. 20 лет. Макияж. 20 лет я открываю журнал Vogue. 20 лет скрипт ревиста Vogue. И 20 лет там написано фиолетовый самый модный цвет. И 20 лет вот прима пачка списка самая ла мода кулары есть модный. Indiferent de tendințe, Denis Kartashev vorbește însă mereu despre importanța personalizării machiajului în funcție de trăsăturile fiecărei doamne. Сегодня в очень естественном образе, с очень естественными мягкими румянами, натуральными тенями на глазах, без каких-то стрелок, без черных контуров. Завтра с яркими красными губами, со стрелками, послезавтра с каким-то разноцветным цветным смоки. Сегодня в мире макияжа есть очень много возможностей, поэтому не ограничивайте себя и будьте разными. Сегодня в нюдовом макияже, завтра в классике со стрелками и красными губами, послезавтра в каком-то блестящем и сияющем цветном смоки айс. La atelierul pe care l-a condus a făcut trei machiaje diferite: de zi, de seară, glow makeup și strobing makeup, adică o tehnică de conturare a feței prin machiaj fără a folosi umbre, ci doar iluminator. Iar pentru un tablou perfect, modelele au fost îmbrăcate în rochii de seară create de o tânără designer. El este o inspirație pentru noi toți, îmi plac foarte mult machiajele lui și chiar se complimentează foarte frumos cu ținutele mele, fiind un pic de punk, glam. Îmi plac foarte tare mixturile îndrăznețe de piele cu dantelă, cu paiete, pene, combinațiile puțin atipice, dar care construiesc o ținută statement. Sunt ținutele tale pentru oricine sau sunt pentru o femeie cu personalitate puternică? Clar, pentru o femeie puternică. O femeie care vrea, nu știu, să iasă în evidență. Alături de artistul rus la masterclass-ul de frumusețe au participat și Mirela Vescan, Ana Cucuta, Alex Rădulescu, Natalia Clima și Raluca Paraschiv. Make-up artiștii noștri au machiat câteva vedete, urmând în tocmai regulile impuse de noile tendințe ale anului.